Alex are mare nevoie de ajutorul nostru. La doar 4 ani, viața l-a pus la grea încercare. Băiețelul suferă de o boală care îl împiedică să se deplaseze. Copilul nu poate merge și are nevoie urgent de un tratament ce poate fi efectuat doar în străinătate. Banii sunt însă o mare problemă. Pentru a-i oferi lui Alex șansa la o viață normală, părinții trebuie să strângă suma de 4.000 de euro. Eu sunt Mari. Cum te numești tu? Alex. Bun, și câte ani ai tu, Alex? 4. 4 ani. Mulți înainte să ai. Cu un zâmbet mare și speranță care răzbătea din toți porii, așa ne-a întâmpinat Alex, un băiat în vârstă de 4 ani, care nu poate merge din cauza unei afecțiuni care îl împiedică să se deplaseze. Băiatul are șansa să se vindece cu ajutorul unui tratament în străinătate, numai că acesta este mult prea costisitor pentru părinți. Mama băiețelului face apel la toți cei cu suflet mare pentru a-l ajuta pe Alex. Copilul ei, născut prematur, suferă de tetrapareză spastică, o boală care îi răpește orice șansă la o viață normală. S-a născut cu o problemă tetrapareză spastică. Am depistat-o la 11 luni. Nu mergea, nu se întorcea de pe parte pe alta, nu stătea în funduleț. Am mers la investigații mai departe, București, Oradea, Timișoara. La 2 luni de la naștere a fost operat la ochișori, a avut început de dezlipire de retină. Născut la 30 de săptămâni prematur și acum am găsit pe domnul doctor Planton la Chișinău, face o intervenție pe musculatură și avem nevoie de ajutor din partea oamenilor. Despre câți bani este vorba, cât ați avea nevoie să... Intervenția cu transport cu tot ne costă undeva la 4.000 de euro, dar avem nevoie și de bani pentru recuperări. Deci o să fie nevoie de ceva mai mult. Înțelegem că el este într-o boală, într-o fază atât de avansată a bolii. Da, da. Deci aceste tratamente l-ar ajuta. L-ar ajuta foarte mult. Alex are un frățior, David, în vârstă de 6 luni. Întreaga familie trăiește din salariul tatălui. Locuiesc în chirie, așa că le este destul de greu cu cheltuierile. Cei doi copii adoră să se joace împreună, așa că tratamentul în străinătate ar fi șansa lor să se bucure de copilărie. Asta e dădui lui Bartucaliul, da. Vă jucați voi? Tu cu David? Da. Alex își dorește să alerge și să se joace la fel ca ceilalți copii. A învățat să numere și se bucură că în fiecare zi descoperă ceva nou din lumea care îl înconjoară. Este curios și are o mare dorință de cunoaștere. Vrei să numărăm împreună? Da. Da? Ia spune-mi. 1, 2, 3, apoi? 4. 5. Toți cei care doresc să-i ofere lui Alex bucuria de a merge și de a avea o viață normală îl pot sprijini donând în contul bancar afișat pe ecran.